Ne-am întors în direct, se pare că noi avem mai multe de spus, Dane, decât politicienii. Ați văzut că începeau cu o tăcere masivă înainte de a evoca în câteva rânduri actualitatea zilei. E bine, noi avem un meniu copios la Cupa Confederațiilor, ne așteaptă, într-adevăr, careul de ași. Dar nu începând de astăzi și nici de mâine, ci poi mâine și de răspoi mâine. Semifinalele sunt programate așadar miercuri 28 iunie și joi 29 iunie. Portugalia, Chile și Germania, Mexic. Țara gazdă Rusia a fost eliminată în faza grupelor. S-a ajuns așadar ca cele patru națiuni importante să se califice și aici ca și la Under 21 în faza semifinalelor. Bănuiesc că acestea aveau cota cea mai importantă. Chiar dacă Rusia era țară gazdă, spuneam foarte bine aici, am avut curajul să o spun, nu ca alți tâmpiți care vorbesc despre fotbal și nu spun niciodată nimic. A spus-o clar în emisiune, Rusia are cea mai slabă echipă din istoria sa, cel puțin din istoria Rusiei, da? Să excludem Uniunea Sovietică, dar de când s-a reformat Rusia, niciodată echipa națională n-a fost atât de slabă. Deci rezultatul este firesc, asta o spuneam de vineri, când încă ei nu jucaseră cu Mexicul meciul decisiv pentru calificare pe care l-au pierdut, nici măcar un egal nu le ajungea. Deci în aceste condiții, mie mi se pare corect că avem astfel de semifinale. Păcat că totuși finala, Portugalia-Chile, se joacă în semifinale. Da, s-a făcut o schimbare aici la Cupa Confederațiilor. Până acum Chile a fost principala favorită la câștigarea trofeului. Acum e Germania cu 3,25, Portugalia 3,30, Chile 3,90 și Mexic 7,50. Așadar Mexic, conform cotelor de la pariuri, e mult în afara calculelor hârtiei. Însă cred eu că la fel cum Italia poate, cred eu, elimina Spania la sub 21, la fel și aici pot apărea surprize, pentru că Portugalia-Chile e un meci în care chilienii au șansa lor. E adevărat, au căzut poate cu cel mai complicat adversar care a rămas în competiție, Portugalia. O echipă care foarte... depinde totuși de Ronaldo. Da, și care e extrem de defensivă. Ea a început turneul experimentând, încercând să joace un pic mai deschis, un pic mai... într-un mod în care să onoreze faptul că e campioana Europei, după care a văzut că lucrurile nu merg absolut deloc, deși în teren sunt jucători creativi care ar putea să contribuie, Nani și așa mai departe. E bine, a revenit la un mod ăsta de organizare în care nu mai trece nimic. Nici musca, nici gândul, nici nimic nu trece. Nani este un fel de Florent Malouda. Știi unde e Malouda acum? Nu. Știi că Malouda a jucat de 80 de ori pentru Naționala Franței? Da, da. Dar bine, nu, Florent Malouda nu știa cum mai joacă. Nu mai joacă, bineînțeles. Știi pentru cine evoluează totuși acum? Nu. Pentru Guyana franceză. O națiune nerecunoscută de FIFA, dar care joacă în competițiile alea ale CONCACAF-ului. Ori Florent Malouda a jucat în acest weekend, pe la 4 dimineața, pe ora României, un meci importantissim cu Guyana franceză, pierdut, atenție, Dane, la penaltiuri cu Curaçao. Deci cam la nivelul ăla este totuși Florent Malouda. El n-a putut pentru Guyana să întoarcă rezultatul cu Curaçao, tată, care este un teritoriu în Indiile Olandeze. Evident, nici ăia nu sunt stat independent, ca și Guyana franceză, însă niciunul, nici celălalt nu este recunoscut de FIFA. Au voie să joace însă în competițiile alea premergătoare faimosului Gold Cup, care are loc totdeauna în Statele Unite și care adună toată plebea din această triplă zonă, America de Nord, Centrală și Caraibe, marea competiție Gold Cup, unde, sigur, până la urmă și România va participa la un moment dat, dacă va ști să-și facă lobby pe la ambasada americană, întrucât ăia acceptă orice acolo, dar este o competiție așa ca un magazin chinezesc, în care poți să găsești orice. Dar asta vă spuneam doar așa, marele Florent Malouda, da, cel care obține penaltiul ăla gratuit al Franței în finala cu Italia din 2006, dacă mai ții tu minte, un arbitru argentinian, el este prins în sandwich, așa, de către doi fundași italieni și ți se pare 11 metri clar. Uh-huh. E penaltiul ăla monumental al lui Zidane, așa, cu o pane în cadinaia transversală, linie, aha, aha, transversală, gol, nu-și bate joc de Buffon, în ultimul hal. N-a existat penalt în istorie mai caricatural decât ăla. Deci Zidane efectiv îl face groghi pe ăla.
pe Buffon la penalti, dar el este opțiune de Florent Malouda, nici vorbă de fault. Da, un jucător interesant a fost Malouda, mi-aduc aminte atât cât a putut. El pe final de carieră nu prea mai putut și lucrurile au început să meargă în defavoarea lui, dar cât a putut, mie mi s-a părut un jucător remarcabil. Bun, da. Nu uităm că a plecat de la Guingamp. Și apoi parcă a mai fost undeva, nu mai țin minte, la PSG sau nu mai știu unde mai. La PSG. După înainte de Chelsea, nu mai țin minte unde a fost. Da, nu știu niciun momentul de parcă față. La Lyon a fost. Da, la Lyon. Și când am văzut aici la București jucat, cu Steaua. Da, dar nu știu dacă direct de la Guingamp, e posibil ca direct de la Guingamp să fie ajuns acolo, că i-au încercat atunci așa, să ia și pe Drogba și pe Malouda. Uh-huh. Și l-au luat pe unul, celălalt a ajuns la UEM. Radu, am o mică paranteză de făcut, un subiect în afara topicului. Unul dintre telespectatori, Lucian Tomescu, ne atrage atenția, mă rog, el e un pic supărat, așa că am încurcat eu acum câteva emisiuni o chestie, dar spune în felul următor, ne aduce aminte că a fost partida asta, blatul celebru din istoria turneilor finale la Mondialul din 82. Ce nu știe el, Austria, nu? Că exact. E că exact asta s-a întâmplat acum 35 de ani. În urmă, exact asta. Și am datele acelei partide. Gol marcat din câte țin eu minte, minutul 11. Vezi, așa e. Sunt... sincer, nu găsesc aici, dar îți dau datele reprizei a doua în care lucrurile au trebuit să intre pe un făgaș și în care să nu se mai întâmple absolut nimic. Nimeni... Rubeș, dacă nu mă înșel, minutul 11. O să caut și spun imediat. În 1982, hai să spun statistica reprizei a doua. Două șuturi la 1, Germania-Austria, da. Niciun șut din interiorul careului, niciun șut pe poartă, pase în interiorul propriei jumătăți, 128 la 137, acuratețea paselor 98%, așa, și nici jena nimic. Câteva faulturi. Deci niciun șut pe poartă, niciun șut din care nenumărate pase și toate corecte, pentru că evident nu se putea întâmpla altfel decât să îl găsești pe colegul de defensivă la 2 metri de tine. Un pic de memorie totuși mi-a mai rămas, da? Imediat o să caut. Gol marcat de Hrubeș în minutul 10. Eu am zis minutul 11... Consider în continuare că am eu dreptate și nu cei care au făcut această statistică. Ia să vedem. Aici mă uit acum la un video, cred că mi-arată faza golului. A fost un corner. Până la urmă n-a ieșit nimic la corner, dar Germania au recuperat mingea. Ia să vedem. Urmează o centrare și, într-adevăr, Rubeș marchează. Nu știu dacă e cu capul sau cu ce lovește mingea, nu se vede clar așa. Marchează nestingherit. Nu-i niciun fundaș austriac pe el. Da, nu cu capul, cu piciorul. Marchează din apropiere. Deci ăsta a fost unicul gol al meciului. Germania-Austria. Deci se împlinesc 35 de ani astăzi de la acest fix blat. Astăzi. Unul dintre blaturile care a marcat într-adevăr evoluția fotbalului. Pentru bine, că... acum îți dai seama cum blat de genul ăsta nu va fi uitat probabil niciodată și mă gândesc că în momentul în care se merge la școală, știi că ești antrenor, că ești jucător și trebuie să fii pregătit, la capitolul blaturi se începe. Uite, haideți să vedem cu ce începem. Și asta e probabil prima lecție, așa se face un blat atunci când vrei să tragi de timp să elimini o a treia echipă aflată în competiție cu tine. Da? Asta face parte din fotbal, s-ar putea spune, dar pe de altă parte, dacă tot avem arbitraj video, dacă tot avem fel de fel de inovații, nu știu de ce la un moment dat n-ar putea fi sancționate și lucrurile acestea. Da, fusese un blat tot așa istoric pentru fotbal, cu ceva timp înainte, deci noi vorbim aici de 1982, pe 25 iunie, într-adevăr, Hrubeș, minutul 10, apare și în statistica oficială, a fost un arbitru scoțian. Meciul s-a jucat pe El Molinon din Gijón. În fine, vreau să spun că în 1978, la campionatul mondial din Argentina, a fost blatul ăla dintre Argentina și Peru. Da, 6-0 pentru Argentina, ca să elimine Brazilia. Argentina aveau nevoie de o victorie de la 3 goluri în sus, ceva de genul ăsta, ca să iasă din grupa respectivă și ăla a fost un blat istoric. Evident că Peru s-a dat la o parte pentru că Argentina să marcheze gol după gol. Iarăși un blat teribil a fost cel pentru calificarea Spaniei la un turneu final. Nu mai știu care exact. Cred că totuși campionatul european din 1984, când Spania avea să joace finala contra Franței.
Atunci au bătut ei Malta cu 12-1 în preliminari, în ultimul meci, și aveau nevoie de o victorie la 11 goluri diferență, bă, ca să se califice, și le-au dat 12-1 maltezilor. Asta vorbim aici de blaturi, toate astea trei, deci Argentina-Peru 78, Germania-Austria în 1982 și acest Spania-Malta, nu mi-am amintesc exact, cred că s-a jucat în 1983, deci astea sunt blaturi demonstrate, dovedite, dar niciodată sancționate. Ele au marcat istoria fotbalului, pentru că de atunci, da, chestia asta pe care tu o aminteai astăzi la Under 21, 20 de minute de țurcă definitivă, își trag seva din aceste blaturi nesancționate. Da, dar uite la ce nivel deci degeaba se vezi, da, degeaba vezi că nu poți să reacționezi. Uite la ce nivel se întâmplă, la nivel de tineret. Da, aici unde jucătorii totuși ar trebui... Nu există curățenie, mă, și la 4 ani tot blaturi sunt. Și la 7 ani, și la 11 ani se fac aranjamente. Sunt fel de fel de antrenori care deci le spun copiilor să piardă meciul. Deci ei nu sunt niște inocenți, cu siguranță, dar din momentul în care vezi lucrurile astea la un turneu final, da, la un campionat mondial, cu atât mai mult se pare că ești îndreptățit să trântești și tu un meci, să faci și tu un astfel de gest. Dane, apropo de transferuri, că sigur suntem în această perioadă și le evocăm destul de puțin, Frank de Boer este noul antrenor al lui Crystal Palace. O nenorocire, spun unii, pentru că Frank de Boer a plecat de la Inter, lăsând în urma lui un dezastru. E adevărat, dar ceea ce a făcut la Ajax a fost bun la Ajax. Este remarcabil. El e mai singur antrenor. Mai singur. Iartă-mă, în Anglia e altceva, în Italia e altceva, în Olanda, când ești antrenor la Ajax... A câștigat 4 campionate în 6 ani. Bun, dar n-a antrenat pe Nick Nijmegen. Primele 4. Da. Primele 4, el practic a debutat cu 4 titluri consecutive. Cred că și săpăligă le câștiga. Nu știu dacă e totuși chiar atât de ușor, dar cu siguranță și-a arătat valoarea puțin mai târziu când a ajuns la Inter și a luat o bară. Nimic, o să vedem. Crystal Palace este o echipă bizară, o echipă de jnapani monumentali, o echipă care dă țepe, o echipă din toate punctele de vedere ciudată, care s-a folosit și de multe aranjamente pentru a rămâne pe final în Premier League. Sam Allardyce și-a dat demisia că n-a mai suportat tocmai această atmosferă, se spune, mizerabilă de acolo. Un club din sudul Londrei, o echipă care nu prea așa are locul în prima ligă engleză, deci de urmărit în cât timp își va rupe capul Frank de Boer. Altă informație interesantă este că Zlatan Ibrahimović va juca în Europa în următorul sezon, spune Mino Raiola, agentul său. S-ar putea să facă la Atletico de Madrid, dar din ianuarie, pentru că Colchoneros nu pot să achiziționeze în această vară, motiv pentru care s-a îndu la Cazet, deși plângea că voia numai la Atletico, va merge la Arsenal. E clar că acolo va semna. Zlatan Ibrahimović așadar ar putea din ianuarie să semneze pe un an și jumătate cu Atletico de Madrid. Dacă mă întreb pe mine, mi se par niște alegeri foarte ciudate acestea. Să-l iei pe la Cazet la Arsenal nu cred că este o soluție bună, deși... E mutarea lui Wenger, poate una dintre ultimele. Bine, el tot, uite, a adus pe Giroud, tot are simpatia asta pentru Giroud atacanții de tipul acesta. Giroud e pe picior de plecare, să știi. Probabil că și de aceea l-a duce pe la Cazet. Dar la fel și venirea lui Ibrahimović la Atletico Madrid. Mie mi se pare că Ibrahimović e un jucător terminat în momentul ăsta. Nu, nu, că mai stă. Ca să joace la Atletico trebuie să mai stea pe bară 6 luni. Dar oricum el încă nu este refăcut după accidentare, așa că va fi un Zlatan revanșard pus la punct din punct de vedere fizic. Îți dai seama ce va face acolo. Va spune că este cel mai mare jucător din Madrid, va începe cu alea, îi va sfida pe aia de la Real, plus că el detestă Barcelona, unde reamintesc că a ieșuat ca fotbalist. Deci Atletico are interesul să-l ia, mai ales că Manchester l-a lăsat liber, deci transferul nu te costă, doar leafa lui. Ar fi interesant pentru că milioane de euro pe an. Mai are o ultimă șansă să câștige Liga Campionilor. Iată, Ibrahimović, dacă se ar duce la Atletico, ar mai avea încă o șansă să câștige Liga Campionilor. Da, asta în orice caz de urmărit în zilele viitoare. Se tot vorbește despre transferuri astea imense în această perioadă. Deocamdată n-a avut loc niciunul. Dar, sigur, mai sunt mai bine de 2 luni de mercato, apropo de ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Cristiano Ronaldo, în continuare incert, n-a luat o poziție definitivă și presa speculează, evident, în fiecare zi
are niște variante în ceea ce îl privește. Donnarumma s-ar putea să rămână la Milan. Donnarumma, am înțeles că s-a așezat până la urmă la negocieri. Verratti s-a întors și el un pic din drumul său către Madrid, spunând fantastică că... declarația da. Lui, din drumul său spre Barcelona. Că la Barça spre Barcelona, să... pardon, scuze. Verratti le-ar fi spus celor de la PSG o frază care va face dată. A spus așa, fraților, dacă veți avea o mare echipă în sezonul viitor, că tot promiteți o mare echipă la Paris, dar deocamdată n-ați făcut-o, dacă veți avea o mare echipă, de ce nu? Pot să rămân. Și acum se întreabă jurnaliștii, dar ce vrea să spună cu asta? Că el nu e un mare jucător? Că toate echipele lui PSG până acum poate că de asta n-au fost mari. Că l-au conținut pe el. Da? Că el a stat la Paris 4 sezoane. Da? Deci ce vrea să spună Verratti? Faceți o echipă mare, mă, în care eu să nu intru și atunci stau. Că mă uit la voi jucând. Sau din potrivă pretinde că ăia nu erau jucători de nivelul lui. Da? Chiar dacă nu poate să spună despre Zlatan lucrul ăsta, că e amicul lui, l-am văzut la Ibiza acum, stând alături de Zlatan într-un weekend ăsta de concediu, erau împreună acolo cu alți jucători de ăștia trecuți pe la PSG, Maxwell, Aurier, de ăștia care nu plătesc la mese. Din grupul lor și Mutu face parte cu Maxwell, dar nu era între ei aici, Zlatan. Cred că s-au mai lepădat un pic de Mutu. Corect. Bine, Mutu probabil e ocupat cu transferurile de la Dinamo acum, cred că n-are timp să meargă la... N-are timp de gagici, că la Ibiza nu te duci cu transferurile pe cap. Acolo te plătește Zlatan nota, numai tu să vii cu gagicile. Salomão este numele care e vehiculat la Dinamo, un jucător care a ieșuat în carieră, 28 de ani. De unde? A trecut pe la Sporting Deportivo Mallorca, un portughez, 28 de ani, accidentat grav la genunchi, e pe lista lui Dinamo. Nu e bidel, că am înțeles că Dinamo nu plătește. Păi da, nu plătește. Deci dacă nu vrei leafă, poți să vii la Dinamo. Pe diseară, dragi prieteni, lăsăm actualitatea politică să reintre pe făgașul normal. Ne revedem diseară la orele obișnuite. Cele bune!